Bună dimineața și bine v-am găsit! Aranjat, cochet, tencuială fină, bărbierit 2 mm sub piele. Nu pot să apar oricum la întâlnirea cu voi. Ce faceți? Pe unde sunteți? Prin ce zări de soare pline? Sunt Zanzibar? V-ați întors de Zanzibar? Și acum stați la aglomerația din Poiana Brașov? Nu. Mai sunteți și pe acasă, mai faceți curățenie? Dar ce faceți de mâncare? Vorba asta îmi răsună în ureche tot timpul când se apropie weekendul. Ce-om face de mâncare în weekend? Mă disperă soacră. Zice, tătă, săptămâna v-am gătit, mai faceți și voi. Mamă, soacră, ce să facem? Că nu suntem acela cantina Parlamentului, cu 11 lei să mâncăm 7 feluri de mâncare și să ne mai și rămână bani în buzunar. Păi zice, chemați de la livery. Așa zice ea la delivery. Chemați și voi de la livery. Păi cum să chem de la delivery? Că a venit la un moment dat la o tânără, un Glover, mă rog, nu-i cazul soacrii, dar a venit un Glover, i-a bătut la ușă, i-a făcut livrarea și după aia a revenit și a zis, nu mă inviz la o cafea, nu mai am unde invita și Gloverii. Curierii îi pun la masă, curierii fac parte din familia noastră. De când cu pandemia comandăm fel de fel de lucruri prin curier, i-am pus la întreținere. Când a venit popa cu crucea, i-am zis la Edi de la curier, zic, să vii și tu să te sfințească și pe tine, că poate, poate. Ce să gătim? Fasolea s-a scumpit cu 17%, de aia avem atâtea aere în cap. Dar să-i dea Dumnezeu sănătate meșterului Vasile din Aiton. Uitați ce mi-a adus. Un stroboscop culinar legat corespunzător, parcă e la gât de Saint Bernard. Am, am, am! Slăninuță, șunculiță, cum se zice în alte părți ale țării. No, când ai o asemenea tablă a legii, parcă aici ar fi primit Moise cele 10 porunci, da? Cum miroase mama, regret că n-are funcție de miros Facebook-ul ăsta. No, când ai așa ceva acasă, poți improviza. Poți să tai o bucățică să faci cu mămăligă. Poți să tai o bucățică să faci cu spanac și cu ochiuri. Mai tai o altă bucățică, faci papară. O papară tradițională. Și te descurci și ieși cumva din weekend. Vă rog frumos la comentarii să scrieți. După textură, ce-a fost? Porc sau porcă? Scrof sau scroafă? Am, am, am. Da. Să vedem, să facem proba. Proba. Brișcă, este, este brișcă. Ia să vedem. Cine mișcă, mișcă în brișcă. Afumată, așa cum trebuie. Dacă ai și o ceapă roșie și un pic de pălincă, ai scos mesele principale ale zilei. Stroboscop culinar. Slăninuța-i viața mea, disco mama disco, de ea nu m-aș sătura, disco mama disco. Sper că v-am dat o revelație culinară și o sugestie de gătit pentru acest weekend. O zi bună și să ne vedem cu bine. Weekend plăcut. Na, și acum m-am uns pe mâini. Oprește calculat, oprește telefonul. Cu nasul opresc. Ce bine că am nasul. Salutare, salutare, dragi colegi de izolare. Cum sunteți? Ce faceți? În ziua asta de unire, în ziua unirii mici, ăștia ne dezbin aici. În ziua unirii mici, ăștia ne dezbin aici. De ce am pus această bucată grețoasă pe propria gură? Să semnalez un aspect pe care l-am citit în preză și pe care sigur l-ați citit și dumneavoastră sau l-ați auzit ca știre la TV. În metroul din Barcelona li s-a recomandat oamenilor care poartă mască să nici nu mai vorbească, să nu mai vorbească pe parcursul călătoriei, pentru că transmit știm noi ce. De respirat, ni s-a interzis să respirăm. De vorbit, ni s-a interzis acum. De gândit, ni s-a interzis de mult. Toate cele care ne erau până acum comune, toate cele care făceau parte din manifestările noastre zilnice, acum mai nou ni se interzic. Ba mai mult, bucata de mască pe care o purtăm, că așa ni se cere, nu mai e bună. Va trebui în curând, ca așa zice Organizația Mondială a Sănătății, să purtăm o mască cu filtru FFP-PSFLR, care e numai 30 de lei. Ce înseamnă asta? Ăia bogați să se îmbogățească și mai tare. Noi ăștia amărâți să ne căutăm în buzunar după ultimii bani să luăm mască ultimul răcnet. Adică cum e asta? Tu n-ai bani să-ți plătești întreținerea, n-ai bani să-ți plătești facturile și ți se impune să ai la poartă un Lamborghini. Plus, minus. Ziceți și voi, s-au descoperit vaccinuri, nu vaccinuri.
au început să se facă vaccinurile astea și totuși continuă măsurile de restricție. Nu că-s eu păgubos, nu că-s eu prăpăstios, dar în loc să meargă mai bine să se limpezească lucrurile, vedeți că nu-i chiar așa. Apar tulpini, noi și noi tulpini. Bine, acum apar din Marea Britanie, adică de alea bune, nu ca alea chinezești de 2 bani. A? În altă ordine de idee, astăzi sărbătorim Unirea Mică. Din cauza pandemiei nu s-au putut prinde oameni în horă, nu s-a dat la final tradițional la fasole cu ciolan și cu un pahar de vin. Dar oamenii generoși au dat. Pe domnul Chirică de la Iași au dat cu iaurt. I-au aruncat un pahar de iaurt, omul s-a scuturat, a zis bivoliță, 6,5% e bun. Păi cum să n-arunci pe Chirică cu iaurt când nu face nicio brânză? S-a aliat cu ăla cu Alexe și își bagă neamurile pe-n primării. Nu pe copilul său de 2 ani, nu. Ăla deja are vilă de 1 milion de euro. La ce mai trebuie funcții la stat? Săracă țară bogată, mult ai trăit supărată. Nu vă mai supăr nicio că e duminică după masa. Mă duc să mă relaxez pe TVR2, să le privesc pe Fuego prezentând emisiunea dragă de România mea. Poate când eu îmi vaccina sau când pandemia o trecea. Drag de România mea, cu A din Ă și Ă din A. După masă plăcută, mai intrați și la comentarii, că am pus acolo un link, până de seară să ne mai petrecem timpul cu ceva. Și nu uitați, fiți liberi în interior, în minte, în inimă, în suflet, și dați drumul aici pe canal, sau când ne întâlnim, ideilor voastre. Nu țineți în voi, că dacă țineți în voi, ne înrăim, ne învrăjbim. Numai bine, o zi frumoasă și de mâine pe canal de la 10. Bună dimineața și salutare, dragi, foști viitori și sper că actual numai colegi de izolare. Cum sunteți? Bine? Ia ziceți voi, până ce zonă sunteți? Zonă galbenă, zonă roșie, zonă verde? Este cineva în zona verde? Băi, eu nu mai înțeleg nimic. Alaltă ieri Cluj era în zonă galbenă, acum iară suntem în zonă roșie. Bă, parcă suntem în semaforul pandemiei. Pă când să treci și tu pe verde, să-ți meargă bine, să faci ceva, să poți, să nu știu ce, pac, te bagă ăștia în zonă roșie. Și ori mai inventat acum, când mergi în străinătate sau când dorești să vii dintr-o anumită țară, roșu închis, adică situația e spre maro. Bă, nici, nu mai au nici ăștia culor la dispoziție, un mov frumos, un galben optimist, un azur, un bleu ciel, un ceva, roșu închis, auzi? De parcă atâția ani sub comunism, n-am stat sub roșu închis. Oare ce ar fi zis tovarășul Nicolae? Apropo, astăzi ar fi împlinit săracul 103 ani. Ce ar fi zis tovarășul Nicolae despre această situație? Dragi concetățeni, sunteți de roșu închis. Sau Iuliu Merca, îl pomenesc și azi pe Iuliu Merca, 73 de ani ar fi făcut, liderul, fondatorul formației Semnalem, formație de aici, de la Cluj. Iuliu Merca ar fi zis, apropo de această situație, când treci dintr-o culoare într-alta, ar fi zis că erau mai bune vremurile grele când o duceam bine. Acum vremurile sunt tare grele și nu o ducem deloc bine. Dar să ne bucurăm că astăzi sunt 2 zile internaționale. Ziua Internațională a Vămilor și Ziua Internațională a Soțului. Scumpe și dragi soții, nu uitați, astăzi să vă apreciați soțul sau soții, depinde. Mângâiați-i, încurajați-i, că au nevoie noi bărbații, dacă nu suntem un pic lăudați, nu mai facem nici ceea ce facem. Și știți voi că dacă ne-ați luat de bărbați, facem bine. Deci Ziua Vămilor și Ziua Soțului. Acum ar suna nasol să vă muiți soții, adică să îi luați de la salar, să le luați din salar o parte prin vamă. Dar îmbrățișați-i, încurajați-i și sărutați-i mult. Nu puneți vamă săruturilor. Și pentru seară, pentru momente romantice, după ce ați făcut lumina mai mică, dragi soții, mângâiați-vă soții, puneți-le un pahar de vin sau de ce aveți prin casă și în surdină o melodie de la Semnal M. O piesă de asta de inimă albastră. Spune-mi cine ești, aia cu jamurile, cu văd la fereastra ta târziu, știți voi cum să fiți romantice, că altfel nu ne alegeați drept soți.
La mulți ani soților din toată lumea și atenție cum vă muiți. Doamne ajută, o zi frumoasă!